Multă lume ne întreabă ce înseamnă cookie-urile sau ce înseamnă cookie-urile pe internet. Pentru că dacă ar fi să întrebăm persoane diferite, ne-ar da răspunsuri diferite cu privire la ce înseamnă cookie-uri. Dacă am întrebat un copil, ne-ar spune că cookie înseamnă un biscuit sau o prăjiturică. Dacă am întrebat un specialist IT ce înseamnă cookie-urile, ne-ar spune că sunt niște fișiere text pe care le folosim în interiorul site-urilor sau magazinelor online pentru a afla obiceiurile de consum ale vizitatorilor site-ului. Cookie-urile sunt de mai multe feluri. În funcție de durata lor de viață, există cookie-uri de sesiune care targetează sau care urmăresc doar perioada pe care un vizitator o petrece pe un site sau cookie-uri persistente care urmăresc vizitatorul pe toată durata existenței cookie-ului în browser. Trebuie spus că cookie-urile sunt browser-related, adică sunt legate strict de existența lor pe un anumit browser cu care se navighează pe internet. Se prea poate ca pe calculatorul cu care navigăm la internet să avem instalate mai multe browsere, nu știu, Internet Explorer, Google, Chrome, Mozilla, Firefox, Opera și așa mai departe. Și în funcție de browserul folosit la navigare, cookie-urile se instalează pe aceste browsere în mod diferit. Dacă pentru navigare am folosit Google Chrome, cookie-ul se va instala pe Google Chrome. Pe celelalte browsere instalate pe calculator nu va exista cookie-ul instalat de pe site-ul pe care am navigat. La nivel tehnic, cookie-urile sunt niște fișiere text care asigură o comunicare între serverul pe care stă un site și browserul cu care se navighează la internet. Acest fișier este trimis de pe server către browser și înapoi nemodificat. Există mai multe mituri cu privire la cookie-uri sau la ce anume ar putea să facă acestea bine sau rău în viața utilizatorului de internet. În primul rând, ar trebui să spunem că un cookie nu este un fișier executabil, nu este un virus, nu este un spyware, deși anumite programe antivirus le-ar putea detecta ca fiind cookie-uri, nu virus. De asemenea, cookie-urile nu generează pop-up-uri și nu au niciun fel de informație relevantă pentru cel pe calculatorul căruia s-au instalat. Există trei intervale de timp la care se poate scăpa, între ghilimele, de aceste cookie-uri. În mod natural, scăpăm de cookie în momentul părăsirii sau închiderii unei sesiuni pe un magazin online sau pe un site. În mod natural, un cookie dispare sau poate dispărea de pe calculatorul nostru sau de pe browserul cu care am navigat pe internet la data expirării lui. Data expirării poate fi setată de către cel care a dezvoltat site-ul sau aplicația online și poate fi setată la un an, la 2 ani, la 3 ani, la 10 ani, la 30 de zile, în funcție de necesitățile de marketing ale celui care a dezvoltat aplicația. O a treia cale prin care putem elimina cookie-urile de pe calculatorul nostru o reprezintă ștergerea lor manuală. Fiecare browser are o secțiune în care utilizatorul, noi, vizitatorul site-ului, putem șterge cookie-urile manual. În concluzie, cookie-urile sunt fișiere pe care dezvoltatorii site-urilor au început să le folosească cu precădere după anii 1994, pentru a putea oferi vizitatorilor magazinelor virtuale posibilitatea de a adăuga în coș produsele comandate. Mai apoi, din punct de vedere al marketingului, cookie-urile au fost speculate, astfel încât comportamentul vizitatorilor pe diferitele site-uri a început să fie monitorizat. Astfel încât prezența cookie-urilor în browserele de internet le-a permis celor care aveau magazinele online sau site-urile web să afișeze conținut diferit sau forme grafice diferite în funcție de cookie-urile setate pe calculator.